De sufletul care ascultă de glasul meu și înțelege voia mea și face ceea ce îi spun eu. Pentru că pentru acel suflet îs binevoitor ca să-i dau izbăvirea, ca să-i dau noi puteri, ca să-l luminez și să-l ajut pe care se poate înaintea, zice Domnul. Dar să zice vai de sufletul care nu vrea să asculte și nu vrea să înțeleagă voia mea, căci iată, nu voia omului se face, ci voia mea întotdeauna se împlinește. Pentru că ce hotărăsc eu, zice Domnul, aceea se împlinește. Și unde nu hotărăsc eu, oricât ar plănui omul planuri, nu se împlinește. Pentru că sunt Dumnezeu a rânduielii la toate lucrurile. Și iată, ferice de cel ce-și face rânduială în viața lui, în inima lui și în casa lui. Pentru că cel ce înțelege lucrul acesta și mă lasă pe mine stăpân în primul plan în toate lucrurile, acela va înainta și va propăși și la urmă se va bucura de locul care-i pregătit în veșnicie, zice Domnul. Căci iată, popor de legământ, nu poți merge pe două cărări decât pe una singură, zice Domnul. Iată, popor, ți-am trasat o cale îngustă înaintea ta, să mergi pe ea, pentru că aceea cale duce sus. Și iată, cei ce mai priviți la cealaltă lată, nu mai priviți acolo că duce la pierzare. Pare strălucitoare la priviri, dar duce la moarte, zice Domnul. Și iată, pe calea îngustă, chiar dacă îți încercări, chiar dacă îți furtuni, îți probleme, îți situații, dar eu sunt acolo cu cei ce mă caută și mă strigă, le vin în ajutor. De asta cale duce la viață, zice Domnul. Pentru că, iată, nimeni altul nu este mântuire decât prin mine, zice Domnul. Și iată, nu prin forțe omenești se primește mântuirea, ci prin jertfa din Golgota, zice Domnul. Și iată, ferice de cei ce înțeleg lucrul acesta și ascultă vocea celui preanalt, pentru că e o vreme de îndurare încă prielnică pentru toți să se întoarcă cu toată inima la mine, zice Domnul. Că iată, am privit la fiecare suflet în parte și mai sunt încă suflete care stau la răscruce și nu știu ce să facă. Alții nu știu unde se meargă și spun în inima lor, este un singur Dumnezeu, dar de ce sunt atâtea religii, spun unii în inima lor. Dar iată ce spune cel ce este viu, pentru că omul n-a vrut să rămână în adevărul meu și de aceea s-au împărțit în mai multe cete, dar iată, un singur drum duce la mântuire, zice Domnul. Și de aceea, poporule, te sfătuiesc, iubește-mă cum te iubesc eu, pentru că iată, da, m-am lăsat descoperit de tine, poporule, m-am îndurat și te-am scos din voi adânci și te-am pus pe stâncă. Mulțumește-mi pentru tot ce am făcut în viața ta. Nu mai cârci, nu mai murmura. Și iată, vestește cuvântul meu celor care nu mă cunosc. Pentru că iată, va veni vremea când la unii îi voi aduce la mântuire, le voi lucra la inimă și la minte și le voi arăta drumul pe care trebuie să-l urmeze. Pentru că iată, rugăciunea e ascultată, e primită înaintea mea și aceasta este o cauză după voia mea pentru mântuirea oamenilor, popor de legământ. Nu te teme și mijlocește pentru oameni, pentru că iată vei cunoaște că ți-ascult rugăciunea și prin aceasta îți va crește credința și vei putea să vezi că eu sunt Dumnezeul tău care te ascult. Uită-te! Prin credință la mâna mea, care are putere să smulgă din voi adânci, din gropi adânci, eu pot să ridic de acolo. Dar iată ce poți să faci tu, să te rogi și chiar să duci post
și prin post, popor de legământ, vei vedea lucrările celui preanalt. Și iată, mă voi lăsa descoperit și le voi vorbi la unii în vise și le vei arăta calea și le voi spune la unii că trebuie să mă urmeze pe mine. Și atunci aveți să vă aduceți aminte, popor de legământ, că v-am înștiințat prin Duhul Sfânt. Pentru că iată pe cei ce sunt planul meu de mântuire, iată vine o zi în care le ies înainte cu îndurare și le arăt calea mântuirii. Dar iată și pentru cei căzuți care au căzut de la bunătatea mea, dintre ei vreau să-i întorc înapoi și să-i aduc din nou în casa mea, în staulul meu, și să guste din nou bucuria mântuirii. Pentru că, iată, numele lor e scris în cartea vieții și pentru că spurtați în rugăciuni, zice Domnul, și jertfe să aduc pentru ei, vine vremea când unul dintr-o parte, unul din alta, îl voi aduce înapoi de unde a căzut și atunci se va vedea lucrarea mea și se va spune, Domnul s-a îndurat și de cei care nu le-a mai dat nicio șansă noi ca oameni, dar le-a dat o șansă cel preanalt. Așa veți mărturise unii când veți vedea unele suflete care vor fi ridicate și reabilitate din nou în postata în care îi voi pune să lucreze, zice Domnul. De aceea, poporul de legământ, tu să fii cu luarea minte la ce-ți vorbesc, nu te spăimânta. De vești, de zborul, încrede-te în mine, zice Domnul, pentru că nimic nu se întâmplă decât ce îngăduie eu, zice Domnul. De aceea tu fă-ți partea, poporule, în rugăciune, în sfințirea vieții și eu îmi fac partea mea pentru tine, zice Domnul. Aleluia, amin. Tată Ceresc!